Tare mult. Marcel Ciolacu a fost deranjat la o întrebare legată de primul scandal din coaliție, de când este el premier. Liderul PSD a ironizat tensiunile din coaliția de guvernare, arătate ieri chiar de colegii liberali, pentru că propunerea lor de secretar general nu a fost acceptată. Deși spun că ar fi păcat să se împiedice de o numire, liberalii insistă să rezolve problema cu Abrudean în favoarea lor. Din punctul meu de vedere, nu a fost niciun scandal. Au fost tensiuni. Liderii PNL au spus că nu vor renunța. Eu azi de dimineață mi-am luat tensiune, e normal. Deci, din punctul meu de vedere, nu există nicio tensiune. Deci, sunt lucruri normale când se construiește o echipă. Vă doriți un alt nom la această funcție? Decizia mea aparține mie și domnului președinte Nicolae Ciucă. Sunt absolut convinsă că acest subiect va fi rezolvat cât se poate de repede, pentru că ar fi păcat să ne împiedicăm la începutul mandatului acestui cabinet de o numire, chiar dacă este o funcție foarte importantă. Nici n-aș considera că acest moment este o criză, ci am convingerea că dialogul din următoarea perioadă va duce la rezultatul pe care Partidul Național Liberal îl așteaptă. Discutăm acest subiect cu colegul meu, Florin Negruțiu. Bună ziua, Florin, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Cum vorbim noi acum despre un lucru care nu e o criză, nu reprezintă tensiuni, dar totuși e primul scandal din coaliție. Oare s-au învățat să se certe între ei astfel încât nu se mai sesizează când se vede așa din afară o criză? Sau ascund? Da, eu nu cred că se ceartă. Nici mie nu mi s-a părut domnul Ciolacu tensionat. Tensiunea este la PNL. Dar un pic deranjat era de întrebare. Nu odată cred. Ce a făcut ironia aceea, cum am luat tensiunea azi dimineață, era bună. Dar nu a fost făcută la adresa jurnaliștilor. A fost făcută cu țintă către liberali. Păi tocmai la adresa colegilor. Domnul mai... Ciolacu îi fierbe pe liberal la foc mic, se joacă cu nervii lor întinși la maximum. Dar vezi cum are istoria ironia ei și are prostul obicei de a se întoarce. Nu făceau liberalii asta cu USR-ul când l-au rejectat din guvern pe Stelian Ion? No, ce vă cramponați de un om? Schimbați omul și haideți înapoi la guvernare. La fel le face domnul Ciolacu acum liberalilor, cramponați de Abrudean. Da, duceți-mi altă propunere și discutăm. Ai adus la o criză care a rupt guvernarea? Ți-aduce aminte, Florin, exemplul să acela? Vedem, să vedem dacă își permit liberalii să iasă din relația asta pe care, în care se află cu PSD-ul, mă îndoiesc. Pentru că sunt niște domni și doamne, am văzut una în imaginile de mai devreme, care de-abia au ajuns la Palatul Victoria, au birouri de decorat, au staff de angajat, au resurse de consumat. Și câtă vreme mai este ceva de împărțit acolo, PNL-ul va rămâne, cel puțin cu echipa asta din jurul domnului Ciucă. Da? În rest, nemulțumiții din PNL, cotul și pișcotul, știi, cam asta le spune Marcel Ciolacu, nu discut cu voi. Sunteți prea mici pentru un PSD atât de mare, aveți probleme, duceți-vă la voi la partid, întrebați-l pe șeful vostru dacă vă răspunde, că eu discut direct cu domnul Ciucă, cu președintele Partidului Național Liberal. Se va schimba ceva în momentul în care liberalii se vor trezi și se vor desprinde în primul rând de Klaus Iohannis, dar nu știu dacă se va întâmpla asta înainte de alegerile europarlamentare. Ei, atunci va fi aterizarea aia dură care îi va face pe liberal să constate că sunt într-o relație toxică cu PSD-ul și că așa, domnule, nu se mai poate. Tu crezi, Florin, că nu o să continue să fie la fel de bun magicianul Marcel Ciolacu, cum îi spunea Kelemen Hunoș, și se trezesc până la urmă liberalii? I-a zis magician. Are, da, într-adevăr, domnul Ciolacu capacitatea asta de șarpe ca, știi? I-a anesteziat pe liberali. I-a hipnotizat. Pur și simplu i-a hipnotizat și mulți sunt fascinați de parteneriatul ăsta cu PSD-ul, pentru că toată lumea este fericită acolo la Palatul Victoria. Nu există niciun fel de problemă în împărțit de dregătorii, de funcții. Mai există câte un Abrudean. Acum, dacă vine domnul Ciolacu și le spune, așa spun serviciile. Păi cine suntem noi să contrazicem serviciile? Aș vrea să-l văd pe liberalul ăla care iese din rând și spune, dar cine-s, domnule, serviciile astea care dau mutări în plic și care spun că ăsta nu este bun și ăsta este bun?
Sunt foarte curios dacă există un politician autonom acolo la Partidul Național Liberal. N-aș prea crede. Asta e un bun exercițiu să aflăm. Hai să-ți mai arăt ceva, Florin, că până la acel moment legat de scandalul din coaliție am avut așa o mișcare interesantă a lui Marcel Ciolacu astăzi dimineață. Putem să-i spunem așa un exercițiu de imagine la început de mandat al premierului. Liderul PSD a fost fotografiat în această dimineață la metrou, în stația Piața Victoriei. Premierul a mers o stație cu metroul până la Gara de Nord, unde a coborât pentru a merge la întâlnirea de la Ministerul Transporturilor. Nu a fost lipsită însă această călătorie de peripeții și iată ce a povestit liderul PSD după. Nu e prima oară când merg cu metrou. Cu adevărat, acum a devenit mai interesantă. Presupun că din cauza, datorită funcției. Sau din cauza funcției. Cum vreți să o alegeți. Am încercat să plătești cu telefonul, am văzut mesaj de la bancă, nu știu de ce nu a funcționat, dar aveam și cumpărat pentru două călătorii. Înseamnă că cel puțin încă o călătorie o mai am. O să folosesc metrou, sper să plec și cu domnul Grindeanu la mare cu trenul. Am promis amândoi, deci e normală abordarea, nu este una de PR, de imagine, cum se spune în termen. E chiar una de normalitate. Bun, prima călătorie cu metroul, Florin, unde zici că se duce cu a doua călătorie pe care o are? Că, na, cartelele au două călătorii. Minim. Păi înapoi la Piața Victoriei, mă gândesc, pentru că zici că probabil, s-a întors tot cu metroul? Da, probabil este și o plăcere vinovată a domnului Ciolacu să audă, urmează Piața Victoriei, da? Cu peronul pe partea stângă. Da, da, auzi Gara de Nord azi dimineață. Păi, de ce la Gara de Nord până la Piața Victoriei este o stație. Dar cum s-a dus domnul Ciolacu la metrou și cum a fost el surprins, domnule, de fotografi? Domnul Ciolacu a fost surprins la metrou. Știi care este, de fapt, comentariul aici? Noi trăim într-o epocă a tuturor ipocriților. Cred că asta este caracteristica definitorie a timpurilor pe care le trăim, epoca ipocriților. Și cei mai ipocriți dintre ipocriți sunt cei pe care îi vezi de dimineața până seara dornici să salveze planeta. Da? Îi vezi cu sustenabilitatea în gură de dimineața până seara, cum dau ei sfaturi de cum să trăiești eco, bio, sustenabil. Dar oamenii ăștia n-ar ieși pentru o clipă, nu și-ar da augustul lor dos, jos din mașina personală, cât mai mare, cât mai eco, cât mai bio, pentru a folosi transportul public. Știi? Sau pentru a merge pe jos, Doamne ferește. În rest, sunt foarte bun în sfaturi în legătură cu sustenabilitatea. Sau când o fac, când coboară printre muritorii de rând, când coboară la metrou, li se pare un eveniment atât de semnificativ în viața lor, comparabil cu aselenizarea, știi? Un pas mic pentru Ciolacu, un pas mare pentru omenire sau pentru guvern, nu? Ciolacu la metrou. Și acum ne promite domnul Ciolacu că face altă nebunie. Merge cu domnul Grindeanu la mare cu trenul, ca băieții. Păi opriți-vă, că nu putem duce atâta coolness. Ce urmează? Să-l găsim pe domnul Ciolacu la coadă, la șaorma, la obor? Ce urmează? Știi? Eu cred că igienic este ca fiecare să stea la scara lui. Știi? Când politicienii încearcă să fie oameni, nu? Deși ei nu folosesc nici trenul, avem un ministru al transporturilor care nu merge cu trenul. Mi se pare o chestie, o extravacanță. Da? Deci oamenii ăștia când încearcă să, oamenii, politicienii, conducătorii, când se dau jos din limuzinele lor și coboară la metrou sau merg cu tramvaiul și încearcă și ei să fie oameni, nu prea le iese. Nu prea le iese. Sau când merg cu bicicleta. Am avut un președinte care, cum să zic, a leșinat Facebook-ul în momentul în care s-a urcat pe bicicletă și ne-a arătat ce președinte deschis la transportul public. Îl avem. Dar nu mai e pe bicicletă. Că între timp, domnul președinte ar fi în stare să ia avionul și până la obor să ia o legătură de pătrunjel. Știi? Deci aici este diferența între ce spun oamenii ăștia și ce fumează. Între esență și aparență. Toată lumea, în zilele noastre, în epoca ipocriților, încearcă să pară. Tot încearcă să pară altceva decât sunt.
Dacă tu nu crezi în transportul public, pentru că n-ai mers o zi în viața ta cu tramvaiul 10, dacă tu nu înțelegi importanța mersului pe jos, importanța faptului de a scoate mașinile din oraș și de a reda orașul oamenilor, mai mulți oameni, mai puține mașini, nu poți să vii în campanie electorală, pentru că este o campanie electorală asta, suntem într-o pre-campanie electorală, și să le arăți oamenilor cât ești tu de verde, de sustenabil și de bio, pentru că nu te crede nimeni. Știi? Da, știi, Florin, a fost odată Vinerea Verde. Mai ții minte? Vinerea Verde. Vinerea mai ții minte? Da. Că se sărbătorea așa la guvern. Da, a venit, mi se pare, un ministru cu trotinetă. Da, da, am pierdut. Da, da, o țineau de fiecare dată, adică în fiecare vineri. Uite, se venea să meargă așa domnul Ciolacu cu metroul. Eu îl pot înțelege că nu vrea să meargă cu metro, că e premierul României, nu este politician olandez să meargă cu bicicleta la serviciu, dar măcar să ne facă recensământul mașinilor și șoferilor de la Palatul Victoria. Poate ar fi interesant să vedem că avem atâția șoferi câți directori sunt. Și avem directori câți nu sunt în toate companiile private din România la Palatul Victoria. Cred că și secretarea secretarei domnului Ciolacu are mașină cu șofer la palat. Cred că după secretarii de stat, după ce se face curățenia aia, poate urmează șoferi. Nu știu dacă Abrudean are șofer. Acum n-are nici post. Acum chiar e și greu să aibă șofer. Florin, îți mulțumesc tare mult!